De Ziua Culturii Naționale, lucrătorii din industria spectacolelor din țara noastră au ales să protesteze în Piața Victoriei din capitală. Aceștia acuză autoritățile că au fost ignorați în ultimii 2 ani de pandemie și nu au primit nicio compensare ca urmare a stopării activităților. Artiștii speră ca în urma acestei manifestații să atragă atenția guvernului și să-și primească măsurile compensatorii pentru pierderile financiare din ultimii 2 ani. De Ziua Culturii Naționale, ei sărbătoresc Ziua Culturii Invizibile. Mii de profesioniști, companii, artiști și lucrători din industria artistică își strigă nemulțumirile în fața guvernului. Timp de 2 ani de zile, aceștia s-au simțit invizibili în fața autorităților, dați la o parte și ignorați. Artiștii spun că în 2020 și 2021 au suferit pierderi financiare enorme din cauza faptului că întreaga activitate a fost stopată din cauza pandemiei de SARS-CoV-2, iar după tot acest timp au zero predictibilitate pentru reluarea activităților. Minimul sprijinul lunar oferit ca indemnizație nu mai există și acuză că o țară normală nu le interzice cetățenilor să muncească fără să le ofere nimic în schimb. Astfel că în cadrul campaniei Nu suntem invizibili, aceștia solicită măsuri compensatorii pentru pierderile financiare din ultimii 2 ani, sprijin constant și consecvent din partea autorităților pentru liber profesioniștii din acest domeniu și un plan de reluare a activității predictibil și coerent, adaptat specificului activității din această industrie. Protestul are loc simultan în Piața Victoria din București și în Piața Mare din Sibiu. Tot de Ziua Culturii Naționale, președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj în care arată că pandemia de COVID-19 a marcat negativ performanțele creatorilor români de cultură, astfel că pe viitor, dacă epidemia se prelungește, e necesară o schimbare. Pandemia a afectat puternic relația creatorilor cu publicul. Activitatea operatorilor culturali și a multor artiști independenți a fost redusă dramatic din cauza situației epidemiologice dificile și a măsurilor adoptate pentru a limita infectarea cu virusul SARS-CoV-2. În context în care pandemia va continua, este necesară o abordare mai complexă a sprijinului statului în ceea ce privește sectorul cultural, care să pună accentul pe sporirea rezilienței domeniului creativ, a transmis președintele.